Salutare tuturor oamenilor care mă urmăresc, băieți, fete și salutări lui Vasile, care mai nou a devenit corile vede, corile vede alu electorat. Îmi place foarte mult să filmez cu Vasile, mă rog, adică el să mă filmeze, pentru că efectiv, nu știu dacă știți chestia aia când te filmează cineva și nu știe, trebuie să-i spui tu, uite, filmează-mă aici când fac așa, arată cu alea când vorbesc despre lucrul ăsta. Vasile nu trebuie să-i spui, el pur și simplu simte, bă, nu știu, cred că chestia asta e ceva care e în sânge să faci chestia asta, adică trebuie să o simți, nu trebuie să ți-o spună cineva să o faci, pentru că dacă ți-o spune cineva să o faci, faci prea multe pauze, prea multe cut-uri, nu mai e nimic natural, așa că felicitări Vasile și mulțumim, poate cine știe pe viitor, facem în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea. Da, după cum probabil ați văzut și în titlu și sigur asta v-a atras în primul rând atenția, să veniți, să intrați, să dați click pe acest videoclip, titlul. Titlul, vă spun de pe acum, nu este un clickbait, pentru că eu chiar am de gând să fac ce am spus în acest titlu și anume să dau decapotabila giveaway unuia dintre voi, unui abonat al meu, pentru că ați fost alături de mine atâția ani de zile și pentru că mi-ați arătat susținerea voastră prin like-uri, prin vizualizări, prin comentarii, prin donații, pe livestream-uri sau mai știu eu ce. Vreau să dau și eu la rândul meu ceva vouă și nu știu cine a mai dat giveaway o mașină până acum, poate a dat, poate n-a dat, nu știu, nu m-am documentat în legătură cu chestia asta, dar eu vreau să fac asta și asta am să fac. Ideea este în felul următor. Știți și voi că decapotabila asta a fost luată tot cu ajutorul vostru, dacă țineți voi minte, acum vreo 2-3 ani am făcut noi niște livestream-uri în iarnă în care aveam un goal de donații, ne cumpărăm decapotabilă. Nu se știa sigur atunci ce decapotabilă vreau să-mi iau, dar aveam idee de un BMW 46 pentru că el, ca decapotabilă, sincer, mi se pare cea mai frumoasă decapotabilă din perioada aia, raport la preț și la calitate și la tot ce se pune. Nu putem compara cu un Serie 8 care a ieșit acum Cabrio, că na, e frumos, sau cu un Lamborghini, dar totuși... Cred că este... trebuie vreo un an de donații să-l acționez pe la oricum. Nici așa, măcar un an de donații și nici nu mi-aș fi permis un Serie 8 de Cabrio sau un Lamborghini Cabrio și mai bine. Deci de aceea, pentru că voi m-ați ajutat să o iau, am luat-o, am făcut cu ea cam tot ce ați vrut și voi, am făcut videoclipuri. Eu pot să zic că nu m-am plimbat atât de mult cu ea, adică chiar a fost una dintre mașinile cu care nu am mers atât de mult, probabil și din cauza faptului că e decapotabilă și am avut o grămadă de alte mașini. Este BMW și cu toții știm că BMW este mai rigid și pentru treburile de zi cu zi e mai greu. Vasile poate să confirme că el are un BMW 46 modificat frumos și el puțin și puțin mai mult. Și e dificil, da. Știe câte de greu. Nu e la îndemână. E rigidă, e joasă, ai grijă, nu dai în grope, ai grijă, nu spargi cumva bara de ulei, spoilerul față, splitere sau mai știu eu ce mai ai pe mașină, evacuarea, dacă cumva, Doamne ferește, vine băieții, ia să vedem de ce s-aude de la mașina asta așa, poți să-ți iați certificatul, mai multe motive. Ideea e că eu vreau să vă dau vouă giveaway, termenii și condițiile acestui giveaway o să îl facem în videoclipul următor, care o să aibă un titlu probabil asemănător cu acesta, pentru că am nevoie de puțin mai mult timp să pregătesc acest videoclip. Adică trebuie să vă arăt mașina în totalitate, să vă arăt care sunt plusurile ei, ce am adus eu, ce modificări am adus eu la ea, să vă zic care sunt minusurile ei, cele pe care le cunosc și eu în câți ani am mers cu mașina, doar că eu nu am făcut drumuri atât de multe legate. La modul, n-am mers 2 luni de zile doar cu ea, afară din oraș și nu pot să vă spun tot, pentru că nu știu nici eu tot. Tot ce știu, o să vă spun ce probleme are, dar pentru asta videoclipul necesită mai mult timp de pregătire, necesită mult mai multe cadre, aș vrea să-l facem în altă parte, nu aici în curte, să mergem undeva cu ea pe munte, pe munte, aici pe lângă, prin Craiova, și acolo să vă arătăm tot, o să fie chiar un videoclip frumos, pentru că vreau să ajungă la cât mai mulți dintre voi, pentru că până la urmă asta e ideea. Noi avem 1 milion aproape jumătate de abonați. Ideea e să ajungă la cât mai mulți dintre voi, pentru că fiecare aveți o șansă de a câștiga această mașină și nu are rost să o câștigați doar 100.000 dintre voi, de exemplu, care v-ați uitat, să aveți decât voi șansă. Șansa trebuie să fie împărțită la toată lumea, pentru că toți m-ați ajutat până la urmă, mai mult sau mai puțin, să ajung aici unde sunt eu astăzi. Decapotabila, știți și voi, este aici în spate, nemutată de mai bine de 2 săptămâni, nepornită de mai bine de 2 săptămâni și vreau ca totul să fie transparent când facem acest videoclip, din momentul de când o pornim, unde mergem cu ea și ce facem, să vă arăt tot, pentru că așa e cel mai bine, să nu cumva mai apoi cel care o să câștige să zică, bă, uite, electoratele, tu mi-ai dat o mașină care nu e bună sau e stricată sau mai știu eu ce. Nu, eu vă arăt tot ce vă arăt. Oricum, până la urmă, e o mașină gratis. Cel care o ia face ce vrea cu ea. Poate să schimbe câteva lucruri care sunt de schimbat la ea și să o folosească sau poate să o vândă sau... Nu mai ține de mine. Ideea e că o să facem și un contract de vânzare-cumpărare, dar nu în videoclipul de data viitoare, când o să alegem câștigătorul. Toate detaliile astea oricum o să le faceți în videoclipul de data viitoare. Acest videoclip este mai mult un videoclip de pregătire pentru voi, ca să știți cum o să facem lucrurile data viitoare. Și vreau să văd și susținerea voastră la acest videoclip, să văd. Lăsați în comentarii toate lucrurile astea, dacă vă place ideea asta, dacă vreți să o continuăm.
nu știu, orice, orice vă trece vouă prin cap, lăsați-mi în secțiunea de comentarii cum credeți voi că aș putea să fac acest giveaway eventual, iar eu o să citesc majoritatea comentariilor, o să țin seama de ele, normal, pentru că până la urmă pentru voi este acest giveaway, nu pentru mine. Mașina o să o dau, nu o să fie un giveaway fake la modul în care o să aleg un om pe care îl cunosc sau care totuși să zic că mașina rămâne la cineva apropiat mie, nu o să fac chestia asta, o să fie random, așa că apropiații mei nu lăsați comentarii că și dacă e să câștigați nu vă dau. Nu vă alege, da. Adică n-are rost, pe gândiți-vă cum ar fi să lase Vasile acum comentariu. Da, fi culme. Să zicem prin absurd că chiar aș câștiga, prin absurd, câștiga, da. Exact. Chiar ai câștiga, ce-și face în situația aia? Da, ar fi, n-ar fi fair play, adică gen, chiar dacă aș câștiga fair play, exact, nu te-ar crede nimeni că e fair play. Exact, nimeni nu m-ar crede exact că a fost extragerea pe bune. Adică lumea ar zice că am făcut eu ceva, am făcut eu cumva. Oricum, cel mai probabil o să existe comentarii de genul la finalul acestei operațiuni pe care am zis eu că o să o fac. Dar mai bine să fie cât mai puține lucruri reinterpretat, pentru că așa mi se pare și normal. E greu să faci ce fac eu și să te creadă toată lumea pe cuvânt. Adică e foarte greu. Eu am încercat cât mai mult pe parcursul anilor să fiu cât mai sincer cu voi. Totuși există oameni care nu te cred orice ai face. Așa că asta este. Pentru cei dintre voi care probabil ați ajuns la acest videoclip datorită titlului, nu știți despre ce e vorba, nu mă cunoașteți pe mine personal, n-ați văzut videoclipurile mele cu BMW-ul până acum, nu știți cum am luat-o, ce s-a întâmplat cu ea între timp și alea, mergem până în spate acum să vă arăt cum arată și mașina, să o vedeți măcar în videoclipul ăsta, să știți la ce să vă așteptați de la videoclipul de data viitoare. Vă o să vă arăt doar fix așa de aici, din punctul ăsta, nu o să intrăm în detalii acum, pentru că nu are rost, videoclipul de data viitoare o să fie detaliat complet. Sper să acopăr toate punctele, să nu existe puncte care să nu fie acoperite în videoclipul de data viitoare. Aceasta este mașina, un BMW 2.5 benzină, da? Zic mereu, am o chestie când zic 2.5 benzină, pentru că există un motor de 2.2 pe care foarte multă lume îl consideră cu motorul de 2.5. Nu e același lucru, motorul de 2.2 are 170 de cai și mai puțin cuplu, ăsta are 192 de cai și mai mult cuplu. Diferența dintre 2.5 și 2.8 este doar de un cal putere. Dar diferența se vede în cuplu, foarte mult, între 2.5 și 2.8 vorbim. Impozitul la această mașină și toate detaliile o să le vorbim cel mai bine în episodul de data viitoare, când o să știți sigur și termenii și condițiile de participare la acest giveaway. Vasile, îl văd că strâmb un pic din ochi. Din cauza soarelui, da, și deși în cameră. Se vede, dar întunecă mult soarele. Atunci vino mai... De asta strâmbam puțin, încercam să găsesc o poziție optimă. Bun, perfect. Nu am vrut ca această mașină să ajungă ca aia din spate. Adică nu am vrut să ajungă dezmembrată și vândută pe bucăți, pentru că am zis că cineva, unul dintre voi, se poate totuși bucura de ea, cât m-am bucurat și eu de ea în momentele în care am mers cu ea vară. Am mers o dată și cu ea iarna de capotată, să fiu sincer, foarte puțin așa prin zonă, pentru că eram foarte fericit că am luat-o și îmi plăcea foarte mult. Bine, nu vă gândiți că am făcut 10.000 de kilometri, am mers un pic pe aici. Nu știu dacă ai făcut 3.000 cu ea oricum de când o ai. Nu cred. Nu cred că ai făcut 3.000. Sigur, pentru că n-am avut când, dacă n-am făcut niciun drum exterior. Da. Anul ăsta, nu vă exagerez, anul ăsta am scos-o de 4 ori. Maxim de 4 ori. Odată am fost cu tine la spălătorie. Odată am fost cu Justinel, am dat o tură pe aici. Și restul două nu mai știu. Mi se pare că am mers un pic cu ea când se stricase beca parcă. Nu mai băga căldură și nu puteam să merg cu altă mașină pentru că nu aveam A7-le 27 și A7-le era la pipoi. Atunci am mai mers cu ea o zi, două, trei, nu mai știu. În rest, anul ăsta, cam asta a fost toată experiența. Am plătit asigurare, pot să vă zic, absolut degeaba, pentru că eu mă și fac pe 6 luni că sunt inteligent. Inclusiv impozitul. Inclusiv impozitul, nu mai vorbim. Băi, eu nu înțeleg chestia asta cu impozitul, vorule. Eu am 4-5 mașini, da? Când eu le declar la impozit și plătesc impozit, nu e logic că eu nu pot să merg cu toate odată. Adică, mi s-ar părea, într-un fel normal, să se splituiască, să se divizeze impozitul în funcție de câte mașini ai. Nu zic gen, dacă ai 4 mașini să plătești impozit doar la una, dar să se împartă cumva toate într-unul, pentru că teoretic vorbind e imposibil tu ca proprietarul, că până la urmă te declari. Același lucru și cu casele, dacă ai 5 case declarate, logic că nu dormi în 5 deodată într-o noapte, dar totuși plătești impozitul pentru ele, știu. Impozitul este pe poluare. Mașinile nemergând n-au cum să polueze, stând. Asta stă aici, asta nu poluează, că stă, nu face nimic, nu se merge cu ea. Mi se pare un pic ciudată chestia asta, bine, nu ține de mine să schimb ceva, dar e doar un punct de vedere care mi se pare sincer suficient de pertinent încât să fie luat în considerare. Cam atât am vrut să vă spun în acest videoclip, a fost mai mult, după cum am zis și la începutul, introducere a videoclipului viitor care va urma, pentru că
E bine totuși să introduci un lucru atât de mare dinainte, lumea să știe și totuși atunci când faci lucrul ăsta să vină toată lumea în forță, pentru că până se răspândește informația durează, de aceea deja voi aveți timp dat până data viitoare să fiți pregătiți pentru ceea ce urmează, să știți despre ce e vorba. Vă încurajez totuși să vă uitați și la videoclipul de data viitoare, la cât mai mult din el, pentru că în videoclipul de data viitoare o să prezentăm tot. V-am zis, eu vă spun sincer tot ce are mașina, tot ce am văzut eu că are mașina, tot ce cred eu că ar trebui schimbat în acest moment în care ea este la mine, din cât am mers eu cu ea. Și vă ajută și pe voi cei care o să o câștigați și mai probabil unul dintre voi cel care o să câștige, pentru că știți dinainte cam ce ar avea mașina, ce ar trebui schimbat la ea, dacă aveți posibilitatea să o schimbați sau dacă vreți să o dezmembrați sau cine știe ce să faceți voi cu ea. O să mai lungim prea mult acest videoclip pentru că informațiile, după cum am zis, multe dintre ele o să fie mult mai detaliate și prezente în episodul de data viitoare. Mașina este o mașină bună care merită retușată, că asta e cuvântul potrivit, trebuie retușate anumite lucruri la ea pentru ca ea să funcționeze perfect, așa cum funcționează, doar că pentru un pretențios, aș putea spune, nu i-ar plăcea, mie unul îmi place, că eu nu sunt așa pretențios când vine vorba de mașini, pentru că probabil și din cauza faptului că am foarte multe și îmi place să iau cel mai bun din fiecare. Nu stau să mă uit, da, bă, dar uite, nu merge geamul ăla, nu e cazul mașinii de față, dau doar un exemplu. Nu merge geamul ăla sau ăla nu se deschide sau ăla cârâie, nu. Iau ce e mai bun dintr-o mașină, aude ce frumos se aude, aude ce trage, aude ce bine arată, chestii din astea. Nu mai lungim videoclipul ăsta, apăsați chiar acum butonul ăla de like, nu uitați să ne lăsați în secțiunea de comentarii idei pentru cum o să se desfășoare concursul. Eu am deja în cap cum aș vrea să-l fac, dar totuși orice idee e binevenită, pentru că nu știi din partea cui primești o idee foarte bună în legătură cu acest lucru, pentru că o să fie un giveaway foarte mare. Vreau să strângem chiar acum măcar 15.000 de like-uri la acest videoclip, dacă nu chiar 20.000 sau câte vă lasă pe voi inima să dați la acest videoclip. Nu uitați de comentarii, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul ăla, să mă urmăriți pe Instagram, Obert Andrei, am Instagramul în descrierea acestui videoclip. Iar noi desigur o să ne vedem în episodul de data viitoare. Nu știu când va fi postat, cel mai probabil mai repede de o săptămână de la asta. Salut!